abordezi tot, voi face o trecere în revistă la aspecte care le consider importante. În felul ăsta îmi las loc să mai vin măcar o dată în viitor după ce mă recuperez, că dacă v-a zice tot în seara asta, cine știe apoi. Dar vreau să vă zic, dacă aveți anumite întrebări, bine, eu aș merge și mai departe în ideea în care o să las un timp la final. Și dacă aveți o anumită întrebare care vă frământă tare și vă blochează cu ceva și ca poate nu ține neapărat de domeniul ăsta, puteți să o puneți, dar nu neapărat orice întrebare și mă refer în afara cadrului. Aș prefera să fie din cadrul acesta, dar dacă există o întrebare care chiar te macină și vrei să mergi cu răspuns în seara asta, sau cel puțin cu o încercare de răspuns, poți să o trimiți liniștit. Vreau să citesc câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 19, pentru început. Haideți să vă ridicați puțin în picioare, vă rog, să fim atenți la cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 1. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau: amin. Vă invit să vă reașezați. Cu două întrebări încep și eu în această seară. 1. Ați auzit că a fost dat un Duh Sfânt? Există vreunul care poate să zică: nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt? Și a doua întrebare. Dacă ai auzit, pun întrebarea pe care Pavel a pus-o: ați primit voi Duhul Sfânt? Nu știu câți dintre voi de aici sunteți botezați cu Duhul Sfânt? Câți dintre voi ați avut parte de această experiență? Dar vreau să vă spun că trebuie cu toții să căutați să o aveți. Dar pentru început, cine e Duhul Sfânt? Noi știm în mod așa teologic că Dumnezeu e unul, dar în trei persoane, nu? Ziceți: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Bun, așa îmi place să fiți activi, să nu vorbesc doar eu. Bun, nu intru acum în detalii să explicăm Sfânta Treime, că e greu. Nu o să o înțelegem. Unii încearcă cu ou, coaja, albuș, gălbenuș și zici ou. No. Alții încearcă cu apa, că e trei stări și tot apă, e lichidă, gazoază și solidă. Nu intru în detalii. E greu de explicat Sfânta Treime și nu o să o înțelegem. Pentru că suntem limitați, suntem oameni. Cert e că atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre un singur Dumnezeu, dar despre trei persoane ale Dumnezeirii: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Când vorbim despre Dumnezeu Tatăl, nu e așa că parcă nimai e familiar. De ce? Pentru că suntem obișnuiți cu conceptul de Tată. Avem fiecare dintre noi, cel puțin dacă, Doamne ferește, vreunul dintre voi poate n-ați avut șansa să aveți un tată, să vă mângâie Domnul, dar în mod normal e familiar conceptul ăsta, nu, de tată. Avem un tată, știm ce înseamnă un tată. Și cum putem asocia asta? Tatăl ceresc, tată, știi, cumva e familiar. Când vorbim despre fiul, iar un concept familiar, pentru că e pământesc. Adică oamenii nasc fii și fiice, nu? Și cumva îl înțelegem în modul ăsta. Dacă vorbim despre Duhul Sfânt, n-avem nimic familiar. Nimic pământesc cu care să putem să-l comparăm, să zicem, măi, nimic familiar, putem să-L înțelegem mai bine. Bine, când vorbim despre Iisus Hristos, putem să vorbim mult mai ușor despre El și mai ales pentru că El s-a întrupat. A coborât pe pământ, a fost un om ca și noi, bineînțeles și Dumnezeu în același timp, dar nimic mai cunoscut, nimic mai familiar. Dar când vorbim despre Duhul, e ceva mai diferit. De-aia nu avem o imagistică clară despre Duhul, cum arată, cum este, nu știu. Dar în această seară vreau să vă spun mai multe lucruri despre Duhul Sfânt prin care să încerc să vă fac să-L înțelegeți. Și să înțelegeți în cele din urmă că fiecare dintre voi și noi toți avem nevoie de umbrele cu Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun ceva.
Trăim vremuri foarte ciudate astăzi. În biserică, la noi la un moment dat au venit părinții, niște părinți la mine și mi-au zis să facem ceva cu fiul lor care a făcut legământ cu diavolul. Și din momentul în care a făcut legământ cu diavolul, nu vreau să vă dau idei. Păziți-vă de pe internet, în anturajele voastre, de pagini care conțin ocultism, care conțin vrăjitorie, care conțin, pentru că astea toate au în spate duhuri demonice. Ăștia au văzut pe internet niște tineri de gimnaziu, clasa 7, au văzut pe internet niște ritualuri chestii și apoi cu tăietură în mână, cu nu știu ce, au făcut ritual pe o foaie, așa. Poate au crezut că joacă, poate au luat-o în serios la vârsta lor, cert e că din momentul acela tânăr la cel a ajuns să fie demonizat și condus de un duh rău. Pe când era într-o biserică la rugăciune, la un moment dat se rugau frații pentru el că avea probleme și cu drogurile și alte, bine, astea toate s-a afiliat împreună de multe ori. La un moment dat a avut niște manifestări foarte ciudate și a vorbit demonul din el. Camere mea Domnului Iisus și eu sunt Lucifer, nu vreau să ies afară. Nu vreau să vă sperii, dar vreau să vă spun că trăim într-o lume spirituală în care există un Dumnezeu și în care există diavolul. Și atât Dumnezeu cât și diavolul vor să facă parte din viața noastră. Și până la urmă vreau să spun că ori Dumnezeu, ori diavolul va face parte din viața noastră într-un mod mai puternic sau mai puțin văzut. Până la urmă ești condus de Dumnezeu sau de diavol. Dar vreau să vă zic că duhurile acestea demonice până la urmă, acum uite, de la două sunt unde am ajuns, da? Așa o specificație. Până și duhurile demonice, zice Biblia, caută trupuri în care să intre, în care să stea. Și vreau să vă spun ceva. Sunt mulți care au parte de influențe ale demonilor și chiar, pentru că posedare de demon nu-i neapărat un om care își pierde mințile și nu. Pornește de la lucruri, de la legături ale demonilor și până la o posedare de dracea cruntă, cum zice Biblia, că stă prin morminte și așa mai departe. E bine, demonii caută să ne lege, caută să intre în viața asta, dar tot așa există un singur duh care e sfânt, care e bun, care ne vrea binele și ne va face binele. Pentru că demonii întotdeauna când intră în viața unui om nu știu decât să facă rău. Dacă vă uitați de multe ori, la asta nu m-am gândit, acum văd că mă călăuzește Domnul, de multe ori în Biblie demonii sunt legați fie de o boală, de multe ori omul demonizat fie era orb, surd sau avea niște deviații, niște probleme. Vreau să zic că căutau să stea în viața omului. Și întotdeauna când era un duh străin și un demon, omul are niște manifestări urâte, ciudate. Aici anticipez niște lucruri pe care s-ar putea să le aveți unul dintre voi, cât participați la stăruințe după Duhul Sfânt, nu? Și uneori la stăruințe după Duhul Sfânt vezi la câte unul o manifestare ciudată. Bun, ciudat nu cred că vi se pare că bate cineva din palme sau că strigă de bucurie. Aia nu e ciudat, aia facă Domnul să fie așa mereu. Manifestări ciudate, mă refer niște manifestări care chiar sunt urâte și fac omul de rușine. Întotdeauna să știți un lucru. Alea nu sunt ale Duhului Sfânt. Alea sunt ale demonilor care omul, intrând în prezența Duhului Sfânt, demonii se scutură, se macină, înțelegeți? Și fac omul de rușine. Dar, întotdeauna când vine Duhul Sfânt, el vine cu pace, cu bucurie, cu liniște și întotdeauna vine cu o stare de bine. De aceea vă spun să faceți deosebire între acestea. Bun. Până la urmă, cine-i Duhul Sfânt? De multe ori, ajungem să avem impresia că Duhul Sfânt e cumva o influență, o putere, o manifestare. E ceva așa care se manifestă ca un vânt, ca... E comparat uneori în Scriptură cu asta. Dar vreau în această seară să înțelegeți mai mult decât atât că Duhul Sfânt nu-i doar atât. Duhul Sfânt, în primul rând, este o persoană. O persoană. O persoană divină. De-aia am început am zis că Duhul Sfânt este o parte din Sfânta Treime. O persoană din Sfânta Treime. Sunt trei lucruri care caracterizează o persoană. Ca să fii o persoană, trebuie să ai trei lucruri. Care sunt alea? Nu chiar. Unu, rațiune. Că Duhul Sfânt are trup și o persoană. Rațiune. Adică o plantă nu e o persoană că n-are rațiune. Un animal nu e o persoană că n-are rațiune. Înțelegeți? Ca să fii o persoană, trebuie să ai rațiune. Să poți să gândești liber și să poți să înțelegi, să percepi lucrurile. E bine, Duhul Sfânt are rațiune, de-aia zic, Duhul Sfânt nu-i doar o manifestare de-aia care e necontrolată sau mânată cumva de Dumnezeu, înțelegeți?
Duhul Sfânt are rațiune proprie, o persoană. O persoană ce mai are? Ce fac oamenii și nu fac plantele? Intelect. Da, da, intelectul e acolo cu rațiunea. Sentimente. Hai că facem și lecții de... Nu știu de ce este asta. O persoană are sentimente. Bine, oamenii încearcă uneori să descopere și la animale. Bun, există o afinitate, dar animalele nu se manifestă ca oamenii. Sentimente de dragoste sau de ură sau de tot felul. Bun. Când vorbim despre Duhul Sfânt, unde știți voi, dați-mi exemple din Biblie, că vreau să fie liber, să vă puneți minte la contribuție, unde Duhul Sfânt are sentimente. Zice Apostolul Pavel, nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Zice Pavel, haideți, luați-mi înainte. Învățăm împreună în seara asta. Cum se mai numește Duhul Sfânt? Duhul dragostei. Zice că dragostea a fost revărsată în inimile noastre. Mai mult, zice că Duhul mijlocește cu suspine negrăite. Aia înseamnă o persoană care simte lucrurile. Bun. Deci rațiune, sentimente și încă un lucru pe care îl aveți voi. Voință. Voință. Aproape a fost surprins, așa e? Am știut. Voință. Deci, o persoană caracterizată, și să știți, de rațiune, sentimente și voință. Adică poate să acționeze liber. Poate să ia decizii libere. Și vedem la Duhul Sfânt care ia decizii, care face multe lucrări, care acționează în mod personal. Bun! Încă un lucru pe care îl face o persoană. Aici e vorba de acțiune. Ca să înțelegeți puțin, și vreau să vă scot din ideea asta că Duhul Sfânt o influență. Duhul Sfânt cultivă relații interpersonale. Adică are relații. O persoană poate să aibă relații, nu? Are relație cu Tatăl și cu Fiul, are relație cu apostolii, vorbește cu apostolii, conduce. Și vreau să spun ceva în seara asta. Vrea să aibă o relație cu tine. O relație personală, o relație adâncă, o relație puternică. Dar întrebarea care se ridică este, vrei și tu să ai o relație cu Duhul Sfânt? Bun, am văzut așadar că Duhul Sfânt este o persoană. Și în Scriptură, acum am multe versete notate, cum zic, nu vreau să vă țin până la miezul nopții și vreau să mai las loc și pentru altă dată. De aia trec mai departe. Dar încerc să vă aduc câteva lucruri și indicii de bază prin care să pricepeți ce vă spun. În al doilea rând, Duhul Sfânt nu este doar o persoană, este o persoană divină. Adică când te gândești la Duhul Sfânt, drag tânăr, vreau să te gândești ca la Dumnezeu. De unde știm că Duhul Sfânt e Dumnezeu? Păi dacă ne uităm în Scriptură, vedem că Duhul Sfânt posede, și aici iarăși vreau să vă întreb și acum vreau să vă dați drum. Acum știu că voi știați ceva, am zis, dar nu v-a venit așa în minte exact în momentul ăla. Care sunt câteva calități pe care le are numai Dumnezeu și nu le are nimeni altcineva? Și vom vedea că le are și Duhul Sfânt. Hai ziceți câteva calități pe care le are doar Dumnezeu. Dumnezeirea le posede. Știe. Perfect. Trei care sunt cele mai importante și cele mai bune. Doar Dumnezeu le are și nimeni altcineva. Nici diavolul, deși e foarte puternic, nu are aceste calități. Dar așa este cum a zis. Și vă dau câteva exemple. Zice, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Înseamnă că oriunde mă duce, Duhul tău este prezent acolo. Zice în altă parte că Duhul lui Dumnezeu cercetează toate lucrurile, adânc știe totul. Deci, așa. Apoi, Duhul lui Dumnezeu este atot prezent. Și sunt atâtea pasaje din Scriptură în care toată lucrarea pe care o face se vede atot puternicia Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și mai există un lucru. Eternitatea. Asta are doar Dumnezeu. Și de-aia zice Biblia Duhul cel veșnic. Atenție! Noi nu suntem veșnici. Noi am primit asta de la Dumnezeu. În sensul că noi avem un început. Dar Duhul Sfânt este etern în sensul că n-are început și n-are sfârșit. Așa cum este numai Dumnezeu. Iar nu puteți pricepe. Nu, stăteam de multe ori. Cum adică Dumnezeu este din totdeauna și până totdeauna? Nu poți pricepe, nu?
Da. Deci așadar ce am vrut să vă arăt este că Duhul Sfânt este o persoană, dar nu doar o persoană, Duhul Sfânt este o persoană divină. Și acum vreau să vă zic ceva. Aici mă opresc în momentul ăsta puțin. Ne uităm în Scriptură și vedem de multe ori în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului. Sunt toți trei puși împreună. Și vin și se întreabă unii, măi, dar dacă mă rog lui Iisus, se supără Tatăl? Sau dacă mă rog, pot să mă rog Duhului Sfânt? Vreau să vă zic că în Sfânta Treime nu există invidie. Ca și cum poate ar fi trei păstori în biserică și trebuie să te primă la care să mă duc să nu se supere altul. Deci, la Dumnezeu nu există așa. E adevărat că, cumva, în modul cel mai clasic și pe care Iisus ne spune, zice, rugați-vă Tatălui în numele lui Iisus prin puterea Duhului Sfânt. Dar, în general, în Scriptură, vedem rugăciuni care s-au adresat de direct lui Iisus și chiar Duhului Sfânt. Și vreau să vă spun că unde o persoană a Dumnezeu este toată. Adică să nu facem niciodată o deosebire, mă, aici Iisus, acolo Duhul Sfânt, acolo... Bine, vorbim în anumite lucrări specifice, dar vreau să mă refer unde e Dumnezeu Tatăl, e și Fiul și Duhul Sfânt. Unde e Iisus Hristos, este și Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Și unde e Duhul Sfânt, este și Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Bun. Până aici, frați și surori, dragi tineri, am vrut să vă vorbesc, să faceți puțin cunoștință cu Duhul Sfânt și de seara asta să-L percepeți ca pe o persoană. Deloc inferioară Tatălui și Fiului și chiar și acolo unde vedeți în Scriptură, știți, sunt momente în care zicem, cine e mai sus? Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt? Niciunul nu e mai sus sau mai jos. Chiar dacă sunt lucruri în Scriptură care ne dau impresia asta, nu există. Iisus a zis, eu și Tatăl una suntem. Există anumite relații între ei care se manifestă după o anumită rânduială divină, dar niciunul nu-i mai sus decât altul, ci toți sunt una și lucrează în aceeași direcție și până la urmă e un singur Dumnezeu. Bun. Am făcut cunoștință cu Duhul Sfânt și până acum n-ați adormit, e bine. E așa mai teologic în seara asta, știu, și nu mi-a făcut să vin cu o predică de aia mai ușoară, dar e bine să cunoașteți lucrurile astea. Vreau să merg mai departe și să vorbim puțin despre rolul Duhului Sfânt în istorie, în Scriptură. Și vreau să trec doar în revistă și să vedem că Duhul Sfânt e prezent de la Geneza până la Apocalipsa. Care e primul verset din Biblie în care apare Duhul Sfânt? Exact. Geneza 1:2. Duhul lui Dumnezeu zice, se mișca pe deasupra apelor. Azi, data viitoare, când mă trebuie să convins că știți. Bun. Deci dacă ne uităm în Scriptură, îl vedem pe Duhul Sfânt prezent în câteva locuri. În creație. Și sunt multe versete din Scriptură care zic că Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea cea tot puternic îmi dă viață. Îl vedem că se mișcă pe deasupra apelor. Deci, vedem în Scriptură că Duhul Sfânt participă la creație. Împreună cu, zice, să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Acolo era prezent Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În al doilea rând, Duhul Sfânt este foarte activ încă într-un lucru din Vechiul Testament. Vechiul Testament, în mod special, este axat pe poporul Israel, care, din care, până la urmă, vine Mesia, care extinde în toată lumea credința asta. Bun. Ne uităm și vedem că Duhul Sfânt conduce poporul Israel. Cum? De multe ori coboară și împuternicește pe oamenii care erau în conducerea poporului. Peste Moise era Duhul lui Dumnezeu, peste oameni mai departe, David plin de Duhul Sfânt și așa mai departe. Deci Duhul Sfânt conduce poporul Israel și conduce lucrarea poporului împuternicind oameni. În Cartea Judecător, nu? Gedeon îmbrăcat cu Duhul, Samuel îmbrăcat cu Duhul și așa mai departe. Și încă un lucru din care iese în evidență, în mod special, Duhul Sfânt în Vechiul Testament, este profeția, prorociile. Toți prorocii zice că au prorocit de la Duhul Sfânt. Și acum, bun, nu intru acum în detalii legate de Vechiul Testament, care e multe de spus, dar eu până la urmă vreau să ajung pentru noi astăzi. De-aia vreau, fac o trecere în revistă ca să ajung până la urmă la ceea ce ne vizează pe noi astăzi. Când vorbim despre Duhul Sfânt, în Vechiul Testament, vedem că în Vechiul Testament, deși se ocupă de istoria poporului Israel, are două chestiuni care sunt foarte importante. Anunță două lucruri. Ce?
o eră mesianică și o era Duhului. Sunt foarte multe prorocire din Vechiul Testament care vizează două lucruri. Venirea lui Mesia și venirea Duhului. Venirea lui Mesia. Știți multe prorocii din Vechiul Testament care zic despre Iisus, nu? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și Domnul va fi pe umerul lui. Și sunt alte versete în care a fost profețită venirea lui Mesia și care sunt spuse în Noul Testament și Iisus le aplică și zice despre mine s-a profețit asta. Dar în al doilea rând, ai, știți măcar un verset din Vechiul Testament care anunța o era Duhului? Ioel 2:28. Că în vremurile din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură, tinerii, bătrânii, toți vor avea daruri și așa mai departe. De ce am zis lucrurile astea? Pentru că acum vreau să fac o precizare și să înțelegeți de ce e foarte importantă doctrina despre Duhul Sfânt astăzi. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem cumva că în Vechiul Testament parcă este mai proeminent conceptul de Dumnezeu Tatăl, nu Dumnezeu. Nu-i așa? Când ajungem în Noul Testament și începem să citim Noul Testament, Dumnezeu, mai fac o precizare înainte să zic asta. Vreau să vă spun ceva. Scopul lui Dumnezeu întotdeauna a fost să coboare pe pământ între oameni. De unde ne dăm seama? Cortul și templul erau moduri în care Dumnezeu a coborât în mijlocul oamenilor. Pentru că scopul lui Dumnezeu până la urmă este să restaureze împărăția lui Dumnezeu în cer și pe pământ. Ne-a rugat în seara asta. Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Cel mai minunat mod în care Dumnezeu a coborât pe pământ după ce a trecut vremea cortului, cum a coborât Dumnezeu pe pământ? Prin Iisus Hristos. Ți-am spus? Prin Iisus Hristos. E bine, dacă ne uităm, vedem în Scriptură că Dumnezeu coboară pe pământ prin Iisus. Mă stau și mă gândesc, ce frumos! Dumnezeu atinge pământul, ia trupul uman și coboară pe pământ în mijlocul nostru. Și face lucrări extraordinare. Și vedem chiar în activitatea lui Iisus cât de prezent și activ este Duhul Sfânt de la naștere până la înviere. Cine a făcut ca Iisus să se întrupeze în trupul Mariei? Vei rămâne sărcinată de la Duhul Sfânt. Toate minunile pe care Iisus... apoi, la botezul în apă, zice că s-a coborât, Duhul Sfânt peste El. Apoi Iisus prinde Duhul Sfânt, face semne, face minuni. Și în mod special zice Biblia că Iisus s-a adus ca jertfă prin Duhul cel veșnic al lui Dumnezeu. Bun. Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos a trăit pe pământ 33 de ani aproximativ. Din ce vedem în Scriptură, Biblia zice că Iisus a început activitatea la 30 de ani și activitatea Lui a fost de vreo 3 ani și jumătate, după care a fost omorât și a murit. Și au zis, oamenii a scăpat de tine. Și aici este acum punctul care vreau să-l ating și de acum înainte să mă axez pe asta, pentru că asta ne vizează pe noi. Și de ce e foarte importantă doctrina despre Duhul Sfânt și să fim plini de Duhul Sfânt? Pentru că Iisus, înainte să se înalțe la cer, de multe ori a vorbit despre Duhul Sfânt. Și ce spune Iisus despre Duhul Sfânt? Că va veni vremea în care eu mă voi duce la Tatăl și eu voi da un alt mâncăietor. Foarte atenți! Când Iisus Hristos zice, vă dau un alt mâncăietor, e ca și cum eu v-am zice în seara asta, că iau microfonul ăsta, vi-l iau eu, dar vă dau altul la fel. Adică când Iisus Hristos vorbește că va trimite pe altul și zice, eu mă duc, dar după ce eu mă duc la cer, vă trimit un alt mânghietor, adică Dumnezeu va coborâ din nou pe pământ. Dar acum va coborâ sub o altă formă și anume în persoana Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Adică, trebuie să înțelegeți că a fost o eră în care s-a manifestat parcă în mod special Tatăl, o eră în care s-a manifestat Iisus Hristos, tot Dumnezeu, dar în persoana lui Iisus Hristos, și de la Iisus Hristos încoace, de la înălțarea lui Iisus Hristos, trăim, dragi tineri, într-o eră a Duhului. Acela care conduce misiunea Bisericii, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acela care este în fruntea noastră, care este aproape de noi, alături de noi, este Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt este prezent și Tatăl și Fiul, dar în mod special activ, la înaintare, în fața noastră, este Duhul Sfânt
al lui Dumnezeu. Deci ce vreau să vă spun este că dacă pierdem esența Duhului, pierdem esența trăirii creștine. Pentru că Iisus a dus la Tatăl. Și singurul mod în care Iisus coboară în viața noastră este prin Duhul Sfânt. Modul în care este dusă Evanghelia mai departe este prin puterea Duhului Sfânt. De aceea, dragi tineri, dacă vrem putere de la Dumnezeu, știți la cine ne trimite Iisus? Vi-a dat un Mângâietor, pe Duhul Sfânt. Și prin El primiți o putere. De aceea, dragi tineri, când îl căutăm pe Dumnezeu, El se descoperă prin Duhul Sfânt. Pentru că trăim acum într-o era Duhului, o era în care Duhul Sfânt pregătește mireasa, biserica, pentru revenirea lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos va reveni din nou. Așa a ales Dumnezeu să lucreze. Ce frumos! Sub diferite forme, vedeți? Dar știți care e durerea mea? Că am impresia că Duhul Sfânt trăiește povestea lui Iisus Hristos. Știți care e povestea lui Iisus Hristos? În Evanghelia după Ioan se zice, a venit la ei săi și ei nu l-au primit. De ce? Că s-a uitat la el și a zis, tu ești Dumnezeu? Noi știm despre Dumnezeu și dar tu fiu tâmplarului. Dar tu arăți ca unul dintre noi, tu ești Dumnezeu. Și ce-a făcut cu Iisus? L-a omorât? L-a răstignit? Bine. Să nu-ți credeți niciodată că oamenii puteau să facă asta dacă nu era voia lui. Dimpotrivă, Iisus zice, eu pentru asta am născut. Dar ce vreau să vă zic este că după ce Iisus a înălțat la cer și le zice oamenilor și ne zice nouă, va veni un altul. Dumnezeu care va coborî sub altă formă. Și ce se întâmplă cu Duhul Sfânt astăzi? A venit la ei săi și ei săi nu primesc. Vine la ei săi, vine în biserici, Duhul Sfânt este acela care trebuie să vină în viața noastră și peste noi și noi respingem. De ce? Măi, pe Iisus am înțeles, s-o venit, acum credem în El, dar am un Duhul Sfânt, ce-i și cu El? Vă dați seama, au oamenii așa o reticență față de Duhul Sfânt, față de lucrarea Lui. Au oamenii așa o frică, parcă o teamă, că cu Iisus îți mai familiar, dacă nu e vorba despre Duhul Sfânt, dragi tineri, de asta avem nevoie în vremurile care ne stau în față. Și acum vreau să vă ating. Deci Iisus a prezis că va veni Duhul Sfânt. Și știți ce Iisus Hristos? Deschide la Ioan, capitolul 7, cu versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și atenție, explicația. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cine? Cei ce vor crede în el. Atenție, mă opresc puțin aici. Stimați tineri, eu aici fac o provocare radicală în ultima vreme, de când am înțeles și mai profund pasajul acesta. Iisus a zis așa, cine vine la mine și se tează după mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Adică omul acela va primi ceva. Duhul Sfânt. Cine încrede în mine, zice Iisus, va primi Duhul. Pentru că spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Dar când? Explică Biblia. Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Ce înseamnă? Nu că nu acționase până atunci. A venit peste oameni. Până la urmă peste Maria, peste Elisabeta, peste profeți. Dar n-a venit în modul acela care trebuia să vină după ce Iisus se înalță, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Vreau să întreb, acum Iisus e proslăvit. Da, adică proslăvire se referă la înălțarea Lui și șederea Lui la dreapta Tatălui, din nou proslăvire cu slavă, așa cum era mai înainte. Bun! Și acum dacă Iisus a fost proslăvit, știți ce urmează? Venirea Duhului. Și știți care e semnul că Iisus a fost proslăvit? Că după, în ziua cincizecimii, după ce la 50 de zile de la învierea lui Iisus, la 10 zile de la înălțarea lui, se coboară Duhul Sfânt. În ziua cincizecimii. Și a zis Petru în ziua cincizecimii, pocăiți-vă. Și întoarceți-vă la Dumnezeu, fapte 2:38, ca să vi se ierte păcatele, să primiți botezul, zice, și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și această fapte 2:38, și această făgăduință este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri, în orice mare număr îi va chema Domnul. În versetul ăsta se ascunde o esență. Cred că și în mintea unora dintre voi există această întrebare.
am nevoie de botezul cu Duhul Sfânt ca să fiu mântuit? Mie mi se pare cea mai... O întrebare prostă. Am dat sus acum. O întrebare prostă. Că Iisuse, dragi tine, vreau în această seară să spun fiecăruia dintre voi că dacă nu veți căuta umplerea cu Duhul Sfânt, veți fi sileți de multe puteri. Dacă nu veți căuta botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt, viața voastră va fi foarte seacă. Și de fapt, noi atunci când punem această întrebare, ne opunem tocmai învățăturii lui Iisus. Păi dacă Iisus Hristos zice că voi trebuie să primiți o putere, că voi trebuie să-L primiți pe Duhul Sfânt și noi zicem, avem nevoie, Doamne! Da! E ca și cum ar fi zis ucenici, avem nevoie să vină Iisus să umble cu noi? Așa se manifestă Iisus, Dumnezeu acum pe pământ. Așa conduce Dumnezeu acum biserica, prin Duhul Sfânt, adică Duhul Sfânt e Cel care e la înaintare și prin Duhul Sfânt îi prezintă toată dumnezeirea. Dar vreau să spun, stimate tânăr, că Iisus a zis că cine crede în mine, eu îl trimit la Duhul Sfânt și cine crede în mine, din inima lui va curge Duhul Sfânt. De aceea e foarte important să ne punem o întrebare cu privire la credință. Și cine pune o întrebare de genul acesta, eu am un mare semn de întrebare cu privire la credința lui. Oare ăsta chiar crede în Iisus? Păi dacă Iisus a zis că eu vă trimit la Duhul Sfânt și eu trebuie să vă dau Duhul Sfânt. Bun, cum primim noi Duhul Sfânt? Sunt anumite erori care se fac în biserică. Atenție! Vreau să-mi explic puțin cu privire la ce am zis. Ca să fii mântuit, zice Biblia, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Adică declarat mântuit. Dar mântuirea, din punctul meu de vedere și din modul în care văd eu Scriptura, implică trei faze. 1. Momentul incipient în care ești declarat mântuit. Dumnezeu zice, gata, ești mântuit. De ce? Pentru că crezi și te-ai botezat. Dar apoi urmează un proces. Și zice Pavel, duceți mântuirea voastră până la capăt. E bine, stimați tineri, ca să fim declarați mântuiți, nu mai punem încă o condiție să fim botezați și cu Duhul Sfânt. Deși Duhul Sfânt e acela care produce nașterea din nou. Știți de când locuiește Duhul Sfânt în inima noastră? De la nașterea din nou. De momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, Duhul Sfânt deja locuiește în viața noastră. Dar Iisus Hristos a vorbit despre a doua lucrare a Duhului, care este botezul cu Duhul Sfânt și pe care trebuie să-L primim. Ei bine, în procesul acesta și ca să duci mântuirea până la capăt, din punct de vedere al Scripturii și al meu și modul în care înțeleg Scriptura, trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt. Și apoi, a treia fază a mântuirii este momentul final în care vom fi glorificați și Dumnezeu va zice niciodată nu ajunge desăvârșiți pe pământ. Dumnezeu ne va face desăvârșiți la final. Și momentul în care Dumnezeu ne va glorifica. E bine, oamenii care pun întrebarea am nevoie de Duhul Sfânt sunt oameni care nu înțeleg Scriptura pe deplin și sunt oameni care neglijează o parte foarte importantă a Scripturii. E ca și că sunt oameni care ar zice eu vreau să conduc lucrarea mai departe, să-mi văd de viața mea, dar n-am nevoie de Duhul Sfânt. Mi-a ajuns Tatăl și Fiul. Dragi tineri, acum în continuare vreau să mă refer puțin la botezul cu Duhul Sfânt. Vreau să spun că în Scriptură, nicăieri, nimeni nu era atât de... Asta e o întrebare drăcească, până la urmă, permite-ți să vă zic. Dacă avem nevoie de Duhul Sfânt, dar nici nu poți să îl jignești. Am nevoie de Duhul Sfânt, dar... Adică, prin asta vreau să văd ce zis să vă înțelege. Am nevoie de Dumnezeu? Asta e adevărul. Pentru că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Deci chiar și cum zice, eu am nevoie numai de o parte din Dumnezeu, dar nu vreau cu tot. E bine, când te uiți la biserica primară, nici nu se punea întrebarea asta. De-aia v-am citit Fapte 19. Vine Pavel la ei și întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Pentru ei era de la sine înțeles un lucru. Care? Se botează, se pocăiesc, se botează și se zbotezați cu Duhul Sfânt. Nu mai exista întrebarea, am nevoie. Ei știau că în faza de convertire a omului, adică în faza inițială în care un proaspăt credincios din biserică s-a întors la Dumnezeu, trebuie neapărat să aibă parte de botezul cu Duhul Sfânt. Nu exista întrebarea, mă, m-am pocăit, m-am botezat în apă, oare am nevoie de asta? Asta e un lucru pe care biserica de azi l-a pierdut. Că ne ocupăm de cateheză, dacă o facem bine, îi botezăm în apă și apoi cu Duhul Sfânt, Doamne ajută. Încerc să schimb asta și încerc să vă spun și vouă.
În Scriptură nu există o înțelegere diferită. Oriunde citește Faptele Apostolilor, există o singură înțelegere. Care? Omul care se pocăiește, și de-aia am zis Fapte 2 cu 38, se botează în apă, apoi neapărat trebuie să ajungă la botezul cu Duhul Sfânt. Și omul care n-a ajuns la asta înseamnă că are ori o neînțelegere, ori n-a fost învățat corect și n-a ajunge să cunoască pe deplin puterea și harul lui Dumnezeu. Nu vreau să fac declarații grele. Nu-mi permit să fac declarații. Mă, un om care nu a fost botezat cu Duhul Sfânt, nu vreau să dezbat așa ceva. Nu-i cazul. Deja și asta e o întrebare prin care vrem să ne căutăm o scăpare. Numai evreii erau așa. Să caute o chichiță să scape de o lege. Dragi tineri, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, așa ar trebui să fie viața voastră. Și vreau să întreb, e așa viața ta? Cum? Te-ai pocăit, te-ai botezat în apă și ai căutat botezul cu Duhul Sfânt. Bun. Sunt situații, excepții, în care botezul cu Duhul Sfânt are loc înainte de botezul în apă, dar atenție, niciodată înainte de convertire și pocăință și naștere din nou. Dar sunt situații ca la Corneliu, în care zice, vedem că în timp ce Petru predica, ăsta au crezut în Dumnezeu, sunt convins în el s-a produs nașterea din nou și au și fost botezat cu Duhul Sfânt și abia apoi l-au botezat în apă. Asta sunt excepții, ca să vă întâlnesc pe cei care poate... Doamne ajută, dacă ați fost botezați cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă, să nu credeți că e o problemă. Nu. Dar vreau să vă zic că e o problemă pentru aceia care ați fost botezați în apă și n-ați căutat botezul cu Duhul Sfânt. Prin asta vreau să vă provoc să înțelegeți că aveți mare nevoie de lucrul acesta. Haideți să vă explic acum în 6 fraze care e procesul omului cu Dumnezeu. 1. Dumnezeu cheamă la pocăință. Ce face omul după ce Dumnezeu cheamă la pocăință? Răspunde și se pocăiește. În momentul ăla în care te-ai predat lui Dumnezeu și te-ai pocăit. După ce omul se pocăiește, urmează iarăși o altă acțiune a lui Dumnezeu. Știți care e aia? Nașterea din nou. Adică când iei decizia să te pocăiești, Dumnezeu produce nașterea din nou în inima ta. Îți iartă păcatele. În momentul ăla în care te-ai simțit eliberat. Momentul ăla în care ți-ai simțit iertat de păcate. Momentul ăla în care te-ai predat Domnului și te-ai simțit că ești copilul Lui. După ce Dumnezeu te naște din nou, urmează un alt pas al omului și după nașterea din nou, omul se botează în apă. Și vreau să vă spun că viața multora se încheie aici, la botezul în apă. A fost botezat în apă, gata, stau liniștit. Dar nu. După aceea trebuie să mai urmeze ceva. Nu știu ce ați învățat voi, nu știu ce v-am învățat când am fost eu cu voi pe aici. Trebuie să vin acum din satul mare să mai zic câteva lucruri, că nu vi le-am zis pe toate. Dragi tineri, nu se încheie totul la botezul în apă. După botezul în apă trebuie să mai urmeze ceva. După ce omul se botează în apă, Dumnezeu îl botează cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că omul are de dus la capăt o mântuire și omul are de dus la capăt o misiune. Și misiunea și mântuirea se duc la capăt prin puterea Duhului Sfânt. Ce vreau să zic cu asta e că omul care n-ajunge la botezul cu Duhul Sfânt e un om care se oprește pe traseu. E un om care intră într-un blocaj și un om care a fost botezat în apă, stă liniștit, dar nu are parte de o experiență și mai mare. Și acum, cei care ați fost botezați cu Duhul Sfânt, în adevăr, cred că înțelegeți la ce mă refer, ce experiență frumoasă să fiți botezați cu Duhul Sfânt. Ce lucruri extraordinare se petrec. Dar vreau să vă spun ceva. Nu se încheie totul când ați fost botezat cu Duhul Sfânt, atunci înainte trebuie să creșteți în asta. N-aveți timp să se dezbatere. Am să las pentru data viitoare. Dar nu se încheie totul. Am fost botezat cu Duhul Sfânt și gata, stau liniștit. Nu! De atunci înainte Duhul Sfânt are de dat darul, de atunci înainte Duhul Sfânt are de făcut o misiune, de atunci încolo Duhul Sfânt are de făcut lucrări, că nu degeaba ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Asta e și pentru voi care sunteți botezați cu Duhul Sfânt. Iar pentru ceilalți, căutați-l. Bun! Așadar, din punctul meu de vedere, și al Scripturii, cred, cu toată inima, Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt trebuie să facă parte din experiențele de la început ale credinciosului. Și am constatat un lucru. Că primesc mult mai greu botezul cu Duhul Sfânt credincioșii care au lăsat ani și ani de zile între convertirea lor și stăruința după Duhul Sfânt. Primesc mult mai ușor.
nu intru în toate detaliile, sunt anumite lucruri care pot să fac asta. Omul, cum a intrat într-o stare de comoditate, s-a obișnuit, așa, nu mai vede neapărat necesitatea. Dacă ești momentul ăla de convertire și ești pornit și ai dragostea din tâi, atunci cauți cu toată inima și ești altfel, înțelegi? Ești atunci curățit, ești atunci sfințit, ești atunci... De-aia e mult mai ușor, aș zice eu. Pentru că Duhul Sfânt nu vine în orice condiții. Dar așa cum am zis, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară convertirii, dragi tineri. Până nu există convertire, adică decizia pocăinței și a întoarce la Dumnezeu, n-aveți cum să primiți Duhul Sfânt. N-aveți cum. Duhul Sfânt vine întotdeauna după convertire. Dacă ne uităm și la ucenici, ucenicii au fost convertiți înainte. Ioan 20, Iisus a suflat peste ei și a zis, luați Duhul Sfânt. De aia și nașterea din nou se face tot prin Duhul Sfânt. De-aia convertirea lor e general, nașterea lor din nou. Dar botezul cu Duhul Sfânt a fost ulterior după ce Iisus a înălțat la cer. Deci o experiență ulterioară convertirii, dar totodată botezul cu Duhul Sfânt este o experiență și ulterioară nașterii din nou. Adică mai întâi Duhul Sfânt naște din nou inima ta și inima mea. Și apoi avem parte de această experiență a botezului cu Duhul Sfânt. Vreau să vă spun în ultima parte a mesajului din această seară un lucru. Adică, ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt este o promisiune a lui Dumnezeu. Luca 24:49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Este o promisiune a lui Dumnezeu. Și drag tânăr, vreau să spun ceva în seara asta. Dumnezeu ți-a făcut promisiunea asta și ție. Ca să-ți duci mântuirea până la capăt, în vremea asta în care multe duhuri caută să te doboare, multe ispite vin în viața ta, și ascultați-vă bine, o vreme tot mai mare a diavolului, a ocultismului și a luptei spirituale. Dacă vrei să fii biruitor în vremea asta, ai mare nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-a făcut această promisiune și ție. În al doilea rând, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență bine determinată, adică știu când se întâmplă. Cu caracter supranatural care vine întotdeauna după convertire și naștere din nou. Adică se întâmplă ceva supranatural la botezul cu Duhul Sfânt. Nu poți să nu știi că ai fost botezat cu Duhul Sfânt, cum zic unii, mă, oare am fost? Nu poți, se întâmplă ceva. Sunt niște efecte care se întâmplă în momentul în care ești botezat cu Duhul Sfânt. Sunt niște semne și niște dovezi. Trei dovezi ale botezului cu Duhul Sfânt. Știți care-s alea? Una, e dovada interioară. Momentul botezului cu Duhul Sfânt e un moment în care intră în inima ta o bucurie, o pace, nu poți să o descrii efectiv, sunt niște stări pe care omul le trăiește și cei care ați căpătat această experiență știți la ce mă refer. Sunt niște stări pe care le trăiești și nu le poți descrie și vreau să spun că întrec orice bucurie pe care putea o cunoaște pe pământul acesta, nu poți să o compar. Păi când e stăruință și botez cu Duhul Sfânt, nu-l mai oprești din rugăciune, nu-l mai oprești din închinare înaintea Domnului. Așa o bucurie extraordinară. Și o bucurie extraordinară. În al doilea rând, o altă dovadă a botezului cu Duhul Sfânt e o dovadă exterioară, adică vorbirea în alte limbi. Întotdeauna botezul cu Duhul Sfânt este însoțit de semnul vorbirii în alte limbi. Și în al treilea rând, botezul cu Duhul Sfânt mai are încă o dovadă esențială. Știți care e aia? Roada. Lucrarea mai departe. Adică nu poți să fii botezat cu Duhul Sfânt și după aceea să îți faci de cap. Bun, poți, dacă neglijezi asta, dar mă refer în mod normal, când ești botezat cu Duhul Sfânt, cel puțin în perioada imediat următoare, se văd niște schimbări. Se văd niște înălțări spirituale, niște transformări. E adevărat că sunt unii care, după un timp, au neglijat pe Duhul Sfânt și s-au întors din nou la alte lucruri păcătoase. Asta e o mare problemă, pentru că lucrurile se complică. Pentru că Biblia zice că dacă după ce a fost, te-ai întors la Dumnezeu și Duhul Dumnezeu locuiește în tine, te întorci din nou la vechile păcate, acolo lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Apoi, botezul cu Duhul Sfânt marchează o umplere cu putere. Dar tânăr, cum te simți în această seară? Te simți tare? Te simți puternic? Se vorbea despre biruință, te simți biruitor? Da, e frumos să înțelegem că putem fi biruitori. Putem declara asta, dar asta putem declara și pe diavolul să-l alungăm doar prin puterea Duhului Sfânt și în numele lui Iisus, astfel nu.
Diavolul nu o să fugă de Beni, nu o să fugă de niciunul dintre voi, de numele vostru. O să fugă de numele lui Isus și o să fugă dacă în voi e prezența și puterea Duhului Sfânt. În această seară am încercat să trec prin aceste lucrări, să vi le explic și să vi le pun la inimă. Asta e partea teoretică, dar urmează o parte practică. Ce trebuie să fac ca să primesc botezul cu Duhul Sfânt? Unu, pocăință. Duhul Sfânt nu vine fără o pocăință adevărată. Mărturisirea păcatelor, lăsare de orice păcat, ruperea cu orice păcat, nu vine Duhul Sfânt până nu există o pocăință reală, autentică. Botezat în apă, dar poate încă te complace anumite păcate, nu vine. În al doilea rând, credință. Crezi tu în botezul cu Duhul Sfânt? Crezi în lucrarea asta? Credință în Iisus, crezi tu în Iisus Hristos, cine crede în mine, zice Iisus. În al treilea rând, ca să fii botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să însetezi. Ascultați-mă, nu o să vedeți niciunul pe la stăruință care nici nu se implică și dintr-o dată îl vezi botezat cu Duhul Sfânt. Trebuie însetarea. Trebuie să-l dorești. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Și apoi mai trebuie să faci un lucru ca să fii botezat cu Duhul Sfânt. Să te rogi. Zice Iisus, voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cât de mult cer tu de la Dumnezeu să fii umplut cu Duhul Sfânt? Să fii botezat cu Duhul Sfânt. Așadar, am vorbit despre aceste lucrări. Despre Duhul Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt. Ăsta e modul în care suntem împuterniciți de Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Când cer Duhul Sfânt de la Dumnezeu, nu o să primești altceva decât Duhul Sfânt. Nu poți primi altceva. De-aia zice Iisus, cine cere o pâinii, dă tata o beată. Nu zice. Dacă cer Duhul Sfânt, primești Duhul Sfânt. Nu vă fie teamă de oare ce o să primești Duhul Sfânt. Nu o să vină altceva. Pe ce bază primim Duhul Sfânt? Acum fugitiv trec peste toate aceste lucruri. Iisus a dus la cer. Și vorbesc despre două baze în seara asta. Unu, Iisus a zis că va trimite Duhul Sfânt după ce El se înalță. Iisus a înălțat. A trimis Duhul Sfânt pe pământ, dar trebuie să-L primești și tu. Și o altă bază pe care primesc Duhul Sfânt este credința și pocăința personală. Fără să pun baza asta în viața mea, nu se întâmplă nimic. Dar tânăr, ești tu hotărât pentru Dumnezeu? N-ai ca și tu să ai parte de această experiență extraordinară a botezului cu Duhul Sfânt? Însetezi tu după asta, ți-o dorești? Sau îi spui în seara asta Duhului Sfânt, Duhule Sfânt, nu prea știu dacă vreau asta. Lasă să aibă alții. E ca și cum îi spui lui Dumnezeu, Doamne, nu prea vreau partea asta din Tine, vreau numai altceva. După ce vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, despre lucrarea Duhului, clar, sunt multe lucruri de vorbit despre roada Duhului, darurile Duhului, tot mai o lipsă tot mai acută de darurile Duhului, despre darurile duhovnicești. O, ce m-aș bucura să ridice Dumnezeu tine, plin de darurile Duhului, dar de prorocie, dar de descoperire. Dragi tineri, pentru asta trebuie să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. Și acum, în încheiere la asta, vreau să vă provoc. Știți cum se numește Duhul despre care v-am tot vorbit în această seară? Duhul Sfânt. Ca să vină în viața noastră Duhul Sfânt, să fie trimis de către Iisus Hristos, Iisus trebuie să vadă în viața noastră sfințenie, pocăință, întoarcere la Dumnezeu. Și vreau să spun ceva, drag tânăr. Ești tânăr și vremurile pe care le trăim vor fi tot mai grele. Dumnezeu ne anunță asta. Duhuri tot mai obraznice și mai rele se vor ridica împotriva ta. Fără umplerea cu Duhul Sfânt, mulți o să cadă. Mulți o să se prăbușească. Dacă vrei să stai în picioare în vremea care vine, dacă vrei să-L înfrunți pe diavolul să fii un biruitor, așa cum s-a spus, vreau să te îndemn în această seară să cauți cu toată inima din seara asta umplerea cu Duhul Sfânt. Dar pentru asta rupe-o cu păcatul, rupe-o cu poftele, mărturisește-ți păcatele și întoarce-te la Dumnezeu din toată inima. Și pentru asta te îndemn, crede în Dumnezeu, crede în lucrarea Lui și crede în Duhul Sfânt care a fost trimis de Dumnezeu pe pământ și care pregătește biserica și cheamă-L din toată inima în viața ta. Te îndemn, lasă mai mult alte rugăciuni și roagă-te foarte mult ca să fii umplut cu Duhul Sfânt. Poți fi botezat cu Duhul Sfânt la biserică, poți fi botezat cu Duhul Sfânt în rugăciunea ta personală, poți fi botezat cu Duhul Sfânt în multe feluri. Dar în momentul în care ești botezat cu Duhul Sfânt, se schimbă viața ta, se trezește viața ta, se schimbă viața bisericii. Numai asta trezește biserica, botezurile cu Duhul Sfânt.
Pentru că e momentul în care lăsăm pe Duhul Sfânt să intre în viața noastră și să lucreze cu multă putere. În momentul acela, diavolul fuge alungat. Și Dumnezeu lucrează cu mare putere. Dacă îmi doresc ceva de la biserica sau de la tineretul, pe frata, este să fiți plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am încercat în această seară să vă fac cunoștință cu Duhul Sfânt. La nivel teoretic, să-L înțelegeți mai bine din Cuvântul Domnului, să zădesc în inima voastră credința în Duhul Sfânt și lucrarea Lui. Dar vreau să treceți și la nivelul practic și să cereți lucrul acesta și să cereți lui Dumnezeu să lucreze în viața voastră. Haideți să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune în seara asta, o rugăciune a începutului, o rugăciune în care pentru unii dintre voi s-ar putea să fie acea rugăciune incipient în care începe să cereți Duhul Sfânt. Și vreau seara asta să spunem Duhului Sfânt să ne ierte dacă l-am neglijat, să ne ierte dacă l-am nesocotit și să cerem în această seară Duhului Sfânt să se apropie de noi. Să spui lui Iisus Hristos că însetezi. Însetezi după Dumnezeu. Și când îi spui lui Iisus că însetezi după Dumnezeu, Iisus îți va zice că vreau să-ți dau Duhul Sfânt. Se spune Iisus Hristos în seara asta, poate că ai slăbiciuni și când ai slăbiciuni, Iisus zice, eu vreau să te fac tare, dar te voi face tare prin umplere cu Duhul Sfânt. Se spune Iisus în seara asta că vrei să fii un lucrător pentru El, să-L slujești pe El din toată inima. Și când spui asta, Dumnezeu îți va da putere prin Duhul Sfânt și te va umple de Duhul Sfânt. Dar haide în seara asta, în numele lui Iisus, deschideți gura, deschideți inima și lasă Duhul Sfânt să lucreze. Și cere lui Iisus să-ți dea acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu și să fii plin de Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Și când mergi acasă și în rugăciunile tale chiar te provoc în perioada următoare, cere mult acest lucru și vei vedea cum viața ta se va schimba, cu cât Duhul Sfânt va coborâ în viața ta și te va umple. Iar tu care ai fost botezat de Duhul Sfânt și poate nu mai știi ce e vorbire în limbi și poate nu mai știi ce e prezența și cercetarea lui Dumnezeu, caută din nou umplere cu Duhul Sfânt. Umplere repetată. Vedem în Biblia asta. Oamenii au căutat mereu și mereu s-au reumplut de Duhul Sfânt. Caută asta și cere din nou putere. Și cere darul de la Dumnezeu. Și cere tărie ca să faci lucrarea Lui.